Bun regăsit la o nouă ediție Semn de Carte, o ediție specială. Discutăm astăzi despre un fenomen mai degrabă discret, dar nu mai puțin important. E vorba despre autism. Cu siguranță am auzit mulți dintre noi despre autism, dar nu știm exact ce înseamnă. Iar cei care au auzit și știu sunt părinții unor copii care suferă de această boală, să-i spunem, dar vom afla mai multe despre fenomen, pentru că îndrăznesc să-i spun așa, de la invitata noastră de astăzi, doamna psiholog Irina Șunda, asistent universitar doctorand în cadrul Facultății de Psihologie a Universității Andrei Șaguna din Constanța. Bun venit alături de mine! Bună ziua și bine te-am găsit! Este un fenomen autismul, am zis bine, sau e mai degrabă o întâmplare marginală în lume și în societatea românească? A devenit un fenomen. După ultimele statistici, se naște un copil cu autism la 68 de cazuri. Aș spune, pot să zic, evoluție, o explozie chiar de cazuri. Să fie o cauză, s-a identificat o cauză, pentru că s-a și discutat în anumite situații despre posibila cauzalitate privind vaccinurile, de exemplu, anumite vaccinuri. Da. Teoria cu vaccinurile a luat amploare foarte mare în Anglia, tot undeva în anii 70. Însă, pentru că părinții s-au aliat și au insistat foarte mult pe acest subiect, cei care produceau vaccinul au scos mercurul, pentru că se spunea că substanța care ar da această tulburare este mercurul. Deci au scos acest mercur din vaccin și cazurile au continuat să apară. În România încă sunt părinți care susțin această cauzalitate între vaccin și autism, însă în realitate se creează această confuzie deoarece vaccinul este făcut în acea perioadă în care încep să apară primele semne, de fapt în care semnele încep să fie evidente. Sunt identificate ca atare și asta ar fi un an și jumătate. Cam asta e perioada sau mai devreme oare? Pentru ochii unui specialist, autismul poate fi detectat încă de la vârste foarte fragede, de la 4-6 luni, deoarece la acele vârste copiii nu prezintă contact vizual, nu reușesc să-și țină capul singur, nu stau înșezut, sunt întârzieri pe aceste planuri. Așadar, este o tulburare de dezvoltare, așa ei se spune, și un specialist ar putea să identifice sincopele dezvoltării de la o vârstă foarte fragedă, dar părinții nu. Părinții nu. În general, părinții ajung la orele deoarece au impresia că al lor copil nu aude, că este surd. Am înțeles, pentru că el nu reacționează. Nu reacționează la sunete puternice, nu răspunde la nume, nu are comportamente adaptative în mediul familial. Adică nu se poartă ca un copil normal, dar nu vorbim de anormalitate, avem voie să vorbim de anormalitate, mă întreb. Este anormalitate sau este o condiție specială, îi spunem așa? Orice iese din tipar este o anormalitate. Statistic vorbind, deci, nu ca etichetă. Exact. Preferăm termenul de atipie. Preferăm să spunem despre acești copii că sunt copii atipici. Chiar se vorbește și e o carte cu titlul ăsta despre triburi mentale, foarte interesant, unde copiii care au această condiție sunt considerați un trib separat, un trib mental, un alt fel de a funcționa al umanității, de fapt. Ca perspectivă de viitor, având în vedere că aceste cazuri au explodat din anii 70 până acum, credeți că am putea ajunge într-o situație în care peste 50-60 de ani să fie, eu știu, o condiție dominantă? Într-adevăr, acești copii acum sunt mici, însă ei vor crește. Deocamdată, în România nu există un loc în care ei să fie educați, să fie învățați, să fie adulți. Ei pot fi puși la munci foarte ușoare, adică cei cu anumite forme de autism se pot descurca în societate, pot avea joburi simple. Și nu sunt atât de mulți încât să alcătuiască un trib. Mi se pare că subiectul este atât de sensibil și fragil, împrumută din fragilitatea celor care suferă de autism, încât oricum ai lua o parcă, dai de o rană deschisă pe undeva. Acum mă gândesc la părinții care au un copil cu autism. Cum reacționează ei? Ce au de făcut? Ce ar trebui să facă?
refuză pur și simplu să accepte această idee, presupun că se întâmplă frecvent asta, sau acceptă că există acolo o problemă care poate fi rezolvată și mai ales poate fi rezolvată această problemă? Părinții, după cum am spus, ajung în primul rând la orele pentru că ei observă că acel copil nu răspunde la zgomote puternice, nu răspunde atunci când este strigat. De la orele sunt redirecționați către psihologi, către neuropsihiatru sau către psiholog. La psiholog, dacă nu au fost la neuropsihiatru, vor fi trimiși de către psiholog acolo, unde vor primi diagnosticul de autism, iar momentul acesta în care primesc diagnosticul nu este un moment ușor pentru niciun părinte, în mod special pentru mame. Tații tind să fugă de situație, să se detașeze de ea, însă la mame această veste are un impact foarte mare. Cea mai bună soluție pentru ele este să se refocalizeze pe soluție, să caute soluții la problemele care există și mai ales să nu întârzie începerea terapiei. Acum ați pus foarte multe întrebări și nu știu la care să răspund mai întâi. Cu cât copilul începe terapia mai devreme, cu atât acesta va avea rezultate mai mari. Ați început discuția prin a pronunța cuvântul autism. Trebuie să înțelegem că vorbim despre o tulburare de spectru autist, deci este un întreg spectru. Poate un evantai de tulburări mai mici sau mai mari. Exact, printre care amintim autismul infantil, sindromul Rett care se întâlnește la fete, sindromul Asperger, care este ceva mai cunoscut, este cea mai ușoară formă de autism. Autismul se întâlnește mai mult la persoane de sex masculin, însă atunci când se întâlnește la o persoană de sex feminin apare sub o formă mult mai severă. Foarte interesante aceste date. Ați vorbit despre terapie. Ce înseamnă terapia autismului? Cum se poate remedia și care e o vârstă, eu știu, suficient de fragedă încât să fie rezultate clare, vizibile? Deoarece etiologia acestei tulburări nu se cunoaște, nu este cunoscută, se tratează simptomele, ca în orice boală în care nu se cunosc cauzele. Cele mai frecvente simptome se întâlnesc în plan comportamental și atunci se aplică o terapie comportamentală, Applied Behavior Therapy, ABA, așa cum o știm noi. Aceasta are un principiu la bază, și anume antecedent, comportament, consecință, adică trebuie să vedem ce situație, ce antecedent a determinat un anumit comportament, iar pentru acel comportament să aplicăm o consecință sau să nu existe nicio consecință, există și această variantă. În cazul în care comportamentul este pozitiv, atunci consecința trebuie să fie și ea pozitivă, trebuie să vină ca o recompensă. O recompensă, deci. Exact. Uh-huh. Dacă acel comportament este negativ, atunci se aplică diverse tehnici, ori se ignoră comportamentul. Atenție, se ignoră comportamentul, dar niciodată copilul. Ori se aplică o recompensă negativă. Foarte interesant. E vorba, deci, despre o adresare directă a comportamentului. Nu ne mai uităm la cum gândește, ce fel gândește, ne uităm pur și simplu la un comportament pe care trebuie să-l învețe pas cu pas, la chestiuni de bază ale comportamentului, nu? Da, se învață pas cu pas. În primul rând pentru că acești copii au stereotipii comportamentale și atunci este ușor să înveți o persoană cu stereotipii, să o înveți pas cu pas, deci să desparți sarcina în mai multe sarcini micuțe. Nu se evită stimularea cognitivă. Stimularea cognitivă face parte din această terapie, este foarte importantă, deoarece întârzierea pe care o au acești copii este și în plan cognitiv. Mă gândesc că
Una din marile probleme pe care le au sau le-ar putea avea acești copii și familiile lor este reprezentată de integrarea socială, mersul la școală. Acești copii merg la școală? Există pentru ei o pregătire specială? Sunt școli speciale pentru ei? Sau sunt profesori pregătiți să-i primească? Sunt școli speciale, însă noi încurajăm foarte mult integrarea învățământul de masă, pentru că în ziua de astăzi recuperarea poate să ducă până într-acolo încât copilul să se poată adapta cerințelor școlare. Dacă nu se poate adapta, atunci se apelează la un însoțitor, acesta se numește shadow, deci umbra, care trebuie să se poarte chiar ca o umbră în acea sală de clasă, în raport cu ceilalți copii, în raport cu învățătoarea, și să îl ajute pe copil să se descurce, însă să fie undeva în plan secund. Deci să vorbească încet, să nu se vadă, să nu se audă, să fie practic umbra acelui copil. Un sprijin discret. Da. Cum se descurcă familiile cu această, se spune, excluziune? Cred că vorbim de o formă de excluziune. Copiii mici care nu știu cum să se poarte cu un coleg care are o astfel de situație, poate părinții acestor copii care știm că pot arăta cruzime în anumite momente, profesorii, mă gândesc, învățătorii care nu sunt pregătiți, care nu știu cum să gestioneze un astfel de comportament, cum, ce se întâmplă în zona aia și ce se întâmplă cu suferința acestor familii? E cineva care, eu știu, ia în calcul pe undeva tipul ăsta de suferință pentru a-i pregăti pe părinți pentru această direcție? Din păcate, fenomenul autismului, așa cum l-ați numit, sau AU, așa cum prefer eu să spun atunci când vorbesc cu părinții de față cu copilul și nu vrem ca și copilul să audă acest termen foarte des, din păcate, acest fenomen nu este atât de cunoscut pe cât ne-am dori și ceilalți părinți, părinții celorlalți copii de la grădiniță sau de la școală, au tendința de a învinovăți părintele copilului cu nevoi speciale, considerând că acesta este needucat, că este nesimțit, că nu se poate controla. Într-adevăr, el chiar nu se poate controla, asta se și învață în terapie, autocontrolul. Însă este o problemă care ține de tulburare și nu de educație. Lucrurile ar fi mult mai simple dacă toată lumea ar înțelege exact ce înseamnă autismul. Și acum înțeleg mai bine, discuția noastră are ca sens sau se îndreaptă exact spre acești părinți ai unor copii care nu au astfel de probleme și care trebuie să fie conștienți că alți copii au astfel de probleme. Să știe deci cum să se raporteze la această situație, să nu îi trateze pe acești copii de parcă e vorba doar despre educație și nu despre o condiție anume. Exact. Și foarte important să-și educe proprii copii astfel încât aceștia să aibă o atitudine potrivită față de copiii cu nevoi speciale. Ce înseamnă o atitudine potrivită a unui copil față de un copil cu o nevoie specială? Să înțeleagă că un copil cu nevoi speciale poate avea anumite gesturi agresive, chiar autoagresive, să înțeleagă că face parte dintr-o tulburare și că nu este felul lui de a fi, să, în mare parte, să înțeleagă comportamentul și să fie tolerant, să dezvolte o anumită toleranță față de acest tip de comportament. Și mă gândesc aici la importanța educatorului, a învățătorului, a profesorului care are bagheta acestui cor. Oare profesorii, mă întreb acum, sunt pregătiți pentru astfel de situații? Au ei o, măcar o conștientizare? Sunt lucizi în privința asta sau or fi și ei, mă întreb, la fel de, să zic, nefinisați în atitudine? Profesorii și educatorii cu care eu am colaborat au această afinitate pentru că am ținut neapărat să port o discuție cu ei în care să le explic exact care este rolul învățătorului, educatorului în ceea ce privește situația în care vorbim despre un copil cu autism. Învățătorul sau educatorul are un rol foarte important. Acesta nu trebuie să trateze copilul individual, trebuie să se adreseze grupului,
rămânând ca rolul individual să fie al umbrei. Deci umbra îl învață pe copil să răspundă la cerințele educatoarei, educatoare care cere sau adresează instrucțiune întregului grup. Așadar nu este individualizat copilul, nu este scos, pus pe scenă într-un fel, pentru că probabil asta i-ar aduce un stres suplimentar și atunci este integrat în acest fel. Exact. Foarte interesant. E o tehnică și aș vrea să cred că cei mai mulți dintre educatori și învățători o cunosc deja și o aplică. Sunt conștienți că trebuie făcut lucrul ăsta. Mi-ar plăcea. Și sper că măcar discuția noastră ar putea să meargă în această direcție și poate unii din cei care ne urmăresc să fie un pic mai atenți la acest subiect. Copiii care au această condiție, care sunt diagnosticați cu autism, au șanse la redresare? E o redresare completă sau este o redresare parțială? Ei se pot integra 100% social sau rămâne undeva o urmă până la maturitate? Pot fi identificați într-un fel? Putem să-i recunoaștem? În funcție de gradul de severitate. Deci recuperarea este limitată de gradul de severitate al tulburării. Nu știu cine este integrat 100% în societate. Deci o urmă de neintegrare o avem cu toții. O formă de marginalitate, nu? Suntem puțin în anumite situații. Da, deci 100% nu putem să vorbim despre o recuperare 100%. Însă în procent de 90% putem vorbi despre o recuperare la copiii care prezintă forme ușoare, cum ar fi, de exemplu, sindromul Asperger, care este supranumit și sindromul geniului, în care întârzierea în limbaj nu se instalează. Specific pentru această tulburare sunt acele specifice, sunt acele crize comportamentale, care în engleză se numesc tantrum, și un opoziționism deseori provocator. Opoziționism înseamnă că își provoacă, se pune de-a curmezișul și își provoacă părinții sau autoritatea, profesorul, educatorul. Da, în cuvinte simple putem spune că îl ia pe nu în brațe. Adică am avut un astfel de copil în terapie, căruia îi spuneam, dacă voiam să mergem pe scăunel, îi spuneam să mergem să ne așezăm pe podea. Pentru că spunea nu și atunci se ducea singur pe scaun. Dar ce descrieți acum pare să fie un comportament general la copii, numai că probabil la copiii care sunt diagnosticați este mai accentuat? Este mai accentuat și se menține. În cazul copiilor tipici apare o criză în jurul vârstei de 2 ani jumătate, 3 ani, dar aceasta este depășită în câteva luni. În cazul copiilor cu tulburarea Asperger, aceste comportamente se mențin pe mai târziu și acesta a fost un mic exemplu. Exemplele sunt multiple, iar e vorba și despre cooperarea pe care aceștia o au cu părinții, care este undeva la 10-20% din timp, deci îndeplinesc 20% din cerințele părinților sau a adulților din jurul lor. Tocmai pentru a conștientiza această situație în România, ați organizat la Universitatea Andrei Șabuna un webinar. Mâine va fi acest webinar. Dați-ne mai multe date. Cum ajungem la acest webinar? Cum îl vedem? Cine participă? Cine este invitat să vorbească? Pe data de 2 aprilie, în fiecare an, se sărbătorește ziua de conștientizare a autismului. Cu această ocazie, noi organizăm acest webinar în care se vor angaja în dialog atât specialiști, deci psihologi, cât și mămici ale copiilor cu autism. Invitații principali sunt academicianul Bălăceanu Stolnici și domnul profesor universitar dr. Emil Verza. Niște nume grele, mai ales domnul profesor Verza, care este specialist în psihologia vârstelor. Exact. Și este din miezul acestui domeniu. Iar mămicile invitate, asta mi se pare partea cea mai interesantă a acestui webinar, fără să se supere cineva pe mine,
pentru că avem o mărturie la prima mână despre ce înseamnă să ai un copil cu autism, ce înseamnă să-l îngrijești, să-l ajuți să-și depășească poate acest diagnostic. Este o adevărată dramă, iar acești părinți duc o cruce foarte grea. Într-adevăr, trebuie să le mulțumim mămicilor că au acceptat să ne împărtășească experiența lor de viață. Nu cred că este ușor. Asta nu înseamnă că ele au acceptat condiția copilului, însă vorbind despre asta, putând să vorbească despre asta, înseamnă că ceva s-a schimbat, s-a produs o schimbare în acceptarea diagnosticului și va fi un eveniment foarte emoționant, într-adevăr, punctul culminant fiind reprezentat de aceste mărturii. Abia aștept să urmăresc acest webinar, sunt foarte curios. Nu cred că am auzit până acum pe cineva vorbind așa la prima mână, din linia întâi a frontului, iar opiniile specialiștilor, oricât ar fi, desigur, de empatice și de documentate, sunt în linia a doua a frontului. Asta e percepția mea, nu știu dacă așa și este în realitate. Spuneți-mi despre cazuri reușite, despre copii cu care vă mândriți, copii care au reușit să iasă poate din această situație nefericită pentru a avansa într-o zonă de acceptare și de, nici nu vine să-i spun, normalitate. Îmi vine un caz în minte, un băiețel care a ajuns la cabinetul de psihologie la vârsta de 2 ani cu diagnosticul de tulburare de spectru. Și nu pot să nu mi-aduc aminte felul în care mama se simțea la început, faptul că plângea odată cu copilul, obișnuia să plângă foarte mult, era devastată, diagnosticul pur și simplu a pus-o la pământ. Însă, pe măsură ce a văzut rezultate la acel copil, a început să prindă speranță. Lucrurile au mers din bine în mai bine. Se pare că tulburarea a fost destul de ușoară. Copilul a reușit să recupereze într-un timp foarte scurt o cantitate foarte mare de informații, de achiziții și s-a recuperat vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră dacă se recuperează complet. Într-adevăr, au rămas niște urme de deficit de atenție și un pic de hiperactivitate. Ceea ce înseamnă că se integrează perfect, pentru că cei mai mulți copii par să aibă un oarecare deficit de atenție și sunt puțin hiperactivi, că de la jocuri, că de la alte elemente. Aș vrea să ne întoarcem un pic la începutul discuției noastre și să ne referim la viitorii părinți. La ce trebuie să fie atenți atunci când își privesc copilul, nou-născutul, bebelușul, copilul de 6 luni, de 12 luni? Ce ar trebui să urmărească ei pentru a o lua cumva înaintea diagnosticului, dacă vor să fie atenți la asta? Ce semne? Este un test care se găsește online foarte ușor, se numește testul Portage. Acesta urmărește evoluția copilului de la 0 la 6 ani, menționând fiecare achiziție pe care acesta trebuie să o aibă. În ceea ce privește sugarul, acesta trebuie să reușească să-și coordoneze, să facă coordonarea mână-ochi, deci să-și ducă degețelul în guriță, să-și țină singur capul, să stea înșezut, să prezinte contact vizual, să răspundă la zâmbet cu zâmbet, să verbalizeze, apare acea lațiune la copiii cu vârste până într-un an de zile. Dar pentru părinți foarte util ar fi acest test care i-ar dirija cumva și ar putea să înțeleagă ce trebuie să facă acest copil, copilul lor, la o anumită vârstă. Da. Iar copilul care nu face toate astea pare probabil absent, pare neintegrat în relaționarea cu mama, cu cei din jurul lui. Nu pare absent, el este absent. Chiar este absent. Da. Așadar, să spunem, să sintetizăm, dacă pruncul pare absent, e un motiv de îngrijorare. Da. Iar asta se întâmplă
până la vârsta de un an, adică această absență ar putea fi sesizată până la vârsta de un an. Da. Iar după un an, ce ar trebui, la ce ar trebui să fie atenți părinții, presupunând că până la un an n-au fost pe fază? Păi undeva în jurul vârstei de un an, copilul ar trebui să înceapă să meargă, ar trebui să pronunțe 2-3 cuvinte simple, să manevreze instrumentele de mâncat, deci lingură, furculiță, să răspundă iarăși la zâmbet cu zâmbet, uh-huh. să răspundă la gesturi cu gesturi. În cazul copiilor cu autism, întârzierea este pe mai multe planuri. Pe plan social, pe planul vorbirii, care include limbajul receptiv, deci ceea ce acesta înțelege, și limbajul expresiv, ceea ce verbalizează. Pe plan social, cognitiv și motor. Întârzierile sunt din toate aceste planuri, deci achizițiile pe care copilul tipic le are, în cazul copilor cu autism nu există. Nu se produc sau se produc la un mod întârziat. Da. Nu? Sunt pe acolo, dar nu suficient de dezvoltate. Da. În ceea ce privește limbajul social, aici încadrăm răspunsul la nume, să răspundă la gesturi cu gesturi, să facă papa, dacă să trimită pupici. Dacă nu le face, înseamnă că ne îngrijorăm. Avem o problemă și trebuie să-i investigăm. Da, lucrurile sunt mult mai ample. Dacă nu face papa, asta nu înseamnă că avem o problemă. Uh-huh. Este vorba de un întreg, de o întârziere pe toate aceste arii. Le-ați îndemna, sfătui pe proaspetele mămici să se bazeze pe intuiția lor când vine vorba despre cum ar trebui să fie copilul și cum nu este de fapt, să sesizeze poate cu intuiția lor faptul că au un copil deconectat? Sunt mămici care au această intuiție și sunt altele care nu o au. Mare parte acest lucru este interconectat cu acceptarea. Deci când mămica, într-un fel discret, chiar și pentru ea însăși, se face că nu vede, trece peste ceea ce observă. Exact. E bine zis, se face că nu vede. Neagă comportamentele sau lipsa comportamentelor copilului. Iar asta îi face rău copilului pentru că el ar trebui să fie diagnosticat cât mai devreme, pentru ca terapia ABA, de care vorbeam, și probabil și altele, să înceapă cât mai devreme. Da. Cu cât încep mai devreme, cu atât copilul are șanse mai mari la integrare și la o formă și la o viață normală. Exact. Cu cât copilul este mai mic, cu atât diferența dintre vârsta mentală și vârsta biologică este mai mică. Se consideră vindecat, să folosim acest cuvânt, copilul care are vârsta mentală la același nivel cu vârsta biologică, cu vârsta cronologică. Există oare în România, mă întreb, vreo linie verde, vreo formă de a susține, de a educa familiile aflate în această situație? Pentru că noi vorbim despre copil, vorbim și despre mamă, dar e o familie întreagă în jurul lui. Mă gândesc și la bunici, la frați, mă gândesc la, desigur, mama și tata, ei pe undeva își pot găsi suport, nu doar informație, pentru a ști cum să se cum să navigheze într-o astfel de situație? Cel mai bine ar fi ca orice părinte care are un sugar să fie foarte atent la ceea ce îi spune medicul de familie, pentru că în ziua de astăzi medicii de familie identifică astfel de semne care ar putea să apară. Din câte știu eu, nu există o linie verde. Părinții, din păcate, se documentează de pe internet, iar internetul nu prezintă mai multe piste posibile. Mm-hmm. Da. Pentru cei care se uită în acest moment la noi și poate n-au prins informația de la început, când este acest webinar mâine? La ce oră și cum îl pot vedea? Webinarul se desfășoară mâine la ora 12 pe platforma online Zoom, iar datele de logare, link-ul, ID-ul și parola sunt postate pe site-ul universității, pe pagina de Facebook a universității. Așadar, Universitatea Andrei Șagun are o pagină de Facebook, pe pagina de Facebook a universității găsiți anunțul unde sunt toate aceste date să vă puteți loga. Și tot Universitatea Andrei Șagun vine în această zi internațională a conștientizării autismului cu o ofertă
educațională, dar și curativă, se numește într-un fel spectaculos. Camera multisenzorială. Ce face camera asta? Ce se așteaptă de la camera asta? Ce e în stare să facă? Această cameră are un dublu rol, acela de relaxare și acela de stimulare a senzațiilor. Este folosită în mod terapeutic în cazul persoanelor cu tulburare de spectru autist, cu sindrom Down, cu tot felul de cerințe educaționale speciale și stimulează simțurile copiilor, în mod special a celor copii la care vorbim despre disfuncții de integrare senzorială. Integrarea senzorială este în raport cu integrarea emoțională, deci cu cât copilul reușește să integreze stimulii care vin din exterior, cu atât acesta își va integra și emoțiile mai bine. Și va putea să comunice, să colaboreze, să se conecteze, deci la cei din jurul lui. Foarte interesant. Și studenții de la Facultatea de Psihologie pot să aibă și ei acces acolo, fac practică acolo, învață acest tip de terapie? Sigur că da, studenții noștri fac practică într-un proiect european care include și ședințe la camera multisenzorială. Foarte interesant, o promisiune educațională extraordinară. Doamna psiholog, vă mulțumesc pentru prezența în această discuție. Și sunt sigur că ce am vorbit noi aici ajunge, pe de o parte, la părinții care se află în situația de a avea un copil cu nevoi speciale, cu acest tip de nevoi speciale, dar și la cei care, neavând de a face cu astfel de situație, au nevoie să afle despre așa ceva, să știe că există și să știe că trebuie să-și adapteze comportamentul la așa ceva. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult! Stimați telespectatori, mulțumim pentru atenție! A fost o discuție care atinge multe straturi emoționale, informaționale, spuneți-le cum vreți. Sunt foarte curios cum va arăta discuția de mâine, sunt foarte curios, vreau să văd și mărturiile mămicilor aflate în prima linie a acestei lupte, că e o luptă până la urmă. Poate ne vedem acolo, cine știe. Cele bune!